Este extraordinar cum socul poate să țină la distanță cârtițele, șobolanii de apă și șoaricii de pădure. Deci pentru a face un extract cu această plantă, trebuie să culegem rămurelele proaspete de la soc. Și într-un kilogram de apă punem frunze proaspete la 10 litri de apă, se lasă la macerat 3 zile. Se folosește nediluat, laudat. Asta ca efect repulsiv. Însă dacă vrem să o folosim și ca plantă cu o acțiune insecticidă pentru a combate gândacii, alticinaie, păduchii de plante și tizanopterele, trebuie să facem un decoct și acesta se face un kilogram de frunze la 10 litri de apă, se lasă 24 de ore, apoi se fierbe 30 de minute și se pulverizează nediluat. Frunzele tinere sunt cele mai bune. Nu ezitați să îl tundeți frecvent pentru a-l stimula. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să vedem cum aceste plante la îndemână, din natură, ne pot ajuta în grădină. Vă doresc toate cele bune. Ne reauzim!